G2A, o dă joc cu celălalt. Se filmează! Doamnelor și domnilor, bine v-am găsit la un nou clip. Astăzi o să jucăm ceva interesant și nu vă speriați. De seară o să mai vină un episod din Little Nightmares. Dar acum trebuie să încercăm ceva. Nici nu știam că are un trailer. Au, cu siguranță așa era de urmă. Este fix așa era, respect cameramanului. Toată lumea zice că este un fel de GTA, dar în epoca medievală. Unde pula mea apa, nu mai am apă. Ia mă, că au și tatuaje de toate au. Haideți să judecăm, ia, Arthur conduce spre GTA 3. Hai să dăm un new game. De ce mă pui? Că n-am cum să aleg easy. Dacă îmi dai, trebuie neapărat asta. Hard jucăm atunci, nu, dacă jocul are dificultate. Nu putem, mă. Că mă roade creierul și zice, Codrine, de ce joci așa de ușor? Poate jocul ar fi mult mai fain dacă ar fi mult mai greu. Și 99% din cazuri, nu e așa. Arată ca un pungaș. Nici nu ia 40 de ani să se încarce. Dar îl iertăm. Dacă e să fie fain, te iertăm doar. Te spânzurăm cu propriile tale mațe. Hai, încarcă-te o dată cât delirez aici, dacă mă mai lași mult. Ia uite, ce frumos este. Jutsu Games Presents, aumă la ei. Aici venim noi, undeva. Are o pula acolo. No, wrestler. Frumos. Ia, scena crimei. Ce pula mea? Asta e un flăcăr pe aici. Credeam că o să fie și subtitrări. Vanitas, ia horse, scrie pe vacă, da, care e în vârful casei. Și ăsta-s eu. Sau nu, ăla e rup de bat. Nu-s eu ăsta, aparent. Da, pare un sat de intelectuali. Uite, mai ales ăsta. Pare că o studiat termofiziunea nucleară și după aia s-o poți să culce puțin. Ăsta-s eu. Ia uite că m-am trezit. Horsing around. Asta e primul, e pe quest-uri, pe misiuni în pula mea, e loading. Ok, stai să vedem, doar avem și skill-uri. N-avem subtitrări. Aia este atunci. Bloody hell, my head. S-a lovit rău. Seems I've met some mess when I was drunk. Normal. Ok, you got this. Just walk. Right foot, left foot, right, left, right, left. Hai să vedem. Ah, da, și o luăm la fugă direct, se pare. I need some boots, one sip or five. Why is it so loud here? Dar toată lumea beți-vă în satul ăsta. Pick up the bottle. Dar care este the bottle? Ah, este aici, uite-o. Deci că e GTA 2. Numai mult mai fain. There you are, you fool. You think putting a cow on a roof is funny, huh? I'll show you funny. Deci noi am pus vaca. Ăla pleacă la lucru între timp călău satului. You have no idea how loudly you just signed your death sentence. Poftim? Beat up the peasant. Așa, cu ăsta blocăm. Și cu ăsta dăm pumni. Da, foarte mult damage am, dar nu i-am dat nimic, au blocat tot de până am. Ce pula mea, mă, bate ăsta? Bă, am uitat că-s pe hard, mă, de-aia, mă. Stai că eu dăm, mă. Dar pot să mor odată, mă. Aici o să-mi petrec eu tot după amiaza. Cu ăsta. Da, bate el. Asta, acum i-am dat primul pumn, mă. De-abia acum, au. Zboară sângele din mine. Crește viața înapoi. Nici vorbă. Nici pomeneală. Dar ce înseamnă hard în jocul ăsta? Că îmi blochează fiecare punct care există în lumea asta. Gata, nu mai am stamina. Press rămân bă right before an enemy attack to parry. Așa facem, hai să vedem. Fix înainte să dea. Dar bun, a funcționat. De ce dintr-o dată pot să-l bat? Ce e aici? Lasă-mă un puțin, că trebuie să faci aici. Restore 50%, nu știu, viață. N-a poftim. Hold pentru heavy attack sau ce-o zis? Da. Ah, ok, numai trebuie să mă apropiu. Bam! Și l-am spart. Ok, I'm sorry. The cow likes it there anyway. Shit. I'm late for a meeting with the boss. Și-o fugit ăsta la dracu în pulă. Dar-s curios eu, totuși, care este jobul nostru? N-avem un boss, aparent. Ce putem lucra? Hai să ne urcăm în mașină. Press F. To mount the horse or pay respect, scria. That feels weird. Ia, mă! Uai, am spart gardul. Ce faci, bardule, cânti? Hai să vedem dacă îl putem. Da, aparent îl putem. Ce am vrut să facem, aia este. Ia, mă, ce hartă. Your mount, pimp a horse. Poftim. Quest objective. Aici merem. Foarte bine. Aparent nu putem.
Mătu, shoulder map, putem să mergem? Unde suntem? Ah, ok, aici, facem dreapta, după aia stânga, pe drumulețul acesta. Uai, putem da sprint. Super, putem face accident, aparent nu. După aia stânga era parcă, așa-i? Da, și am ajuns în oraș, doamnelor și domnilor. Ia, treceri de pieton, tot ce trebuie. Hai să vedem ce lucrăm noi, de fapt. Dar chiar ca GTA 2 să vedem. Nu putem să vedem mai de... Nu putem. Nicio șansă. Bridge. Păcând încât de-abia dacă ai... COVID. De-abia acum le-au construit. Uite ce mândri erau. Și au semne de circulație nebunii. Ce faceți, mai nebunilor, care sunteți? Mă doar un pic capul. Nu pot să zic că nu. Din perspectiva asta. Nu vreau să obișnuit cu chestia asta. Guy. You blasted idiot, you're late. I just had some personal difficulties. M-am luptat jumătate de oră cu un omor de bancă în grădina mea. Yes, your personal difficulties standing straight. Body's hangover too. So prins, I don't have time for this shit. I want you to steal a horse of a certain knight, staying in the town's inn. Repaint it. Pimp a horse. Trebuie să furăm un cal să-l revopsim. And deliver it to body's shed. Ok, așa facem atunci. Hai să mergem după obiectiv, dar aștept, de ce să fac? Am călcat un om cu calul. De George Coșbuc. Deci să căutăm mai întâi calul pe care și-a murit. Scuză-mă. Nu știu pe care parte trebuie să conduc. Să pălăresc, mă rog. Ce e aici? Putem lua chestia asta. E foarte ciudat jocul ăsta. Să-mi bag pula. E exact ca... Chiar aia e cea mai bună descriere. Ca un GTA. Numai pe cai. Hai să mergem cu căluțul. Eu am vrut să-l încerc, l-am văzut că e nou și vorbea foarte multă lume despre jocul ăsta. Și apoi nu știam dacă o să-mi placă sau nu. Haide, căluțule, haide să mergem. Mai avem încă un pic și ajungem aici, la barul ăsta sau cei. Acesta este calul care trebuie furat. Apoi și ce-am rezolvat? Că las pe-a meu. Ce pula mea strâgă aia pe acolo? Ce dracu cânți, mă? Puteți așa un pumn în pizdă. Gata, te-ai calmat? Am schimbat stația de radio cu el. A, nu, ăsta e calul care trebuie furat. E fain. Hey, that's my horse, you maggot, zice el. Well, it is not yours anymore. Ia, ok? Vin să mă bată oamenii. Hai să-i călcăm pătăți cu calul. Între timp ce-mi cântă ăsta acolo. Dai-mă cu halebarda pe mine. Vai de pula ta, vă calc pătăți cu calul, mă. Oare mă caută poliția, mă? Ok, și-am fost aruncat jos. Jail. Dă-mi coace calul cela. Dă-mă coace calul cela. Dă-l-mă. Ok, bate inima imediat, o să fac infarct. Poți să-mi dai calul ăsta un pic? Să-mi dă calul ăla să arăt o schemă, frate meu. Nu vrea să-mi dea calul. Ba, pula, mă, cât am fugit pe lângă el, numai nu l-am ajuns. Trebuie să fug pe jos, pentru că a fost prea prost. Eu am vrut să calc cu calul oamenii, în loc să fac obiectivul și gata. No, asta se întâmplă când ești prost. Ok, poate reușesc să fac și eu prima misiune. Acum. Haide. Deci de data asta, Codrin, fur calul și te duci dracului. Ce mai stai ca prostul, naibii care ești? Așa. Dă misiunea aceea încoace. Așa. Și am ajuns din nou în locul de unde trebuie să fur calul. Asta este. Plec direct. Îl iau și salut. Nu mai stăm la taclale. Da, 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 da. Nu mai e a tău. Nu mai e. Right to pimp a horse. Left shift. Ok, fugim aici pe drum. Ăia mă urmăresc. Au gornă. În loc de sirene, incredibil. Nu o să mă prindeți niciodată. Calul acesta este al meu acum. Și o să o iau pe aici la dreapta. Și exact ca și în GTA mă... Haide, pula mea, săracola, cu legea roșie. I-am dat cu calul pe ăsta cap. Aici. Sau nu e acolo? Nu e acolo? Nu e acolo? Nu! Hai, urmăriți-mă. Urmăriți-mă. Ca să pot să mă urc eu pe cal înapoi. Gata, lăsați-mă. Cum mă bag acolo? Pe aici? Vai de pula mea. Oh, that was a quick repaint. Voi ați auzit? O vopsi calul. It's a no problem. You ever want to lose the guns? Come to us. A quick repaint will solve everything. Da, și gata, nu mai știe poliția. Hai să vedem. Tata aici ai. Domnul polițist. Asta se gândește. Ce pula mea s-a întâmplat, mă? Unde a dispărut ăla cu calul, mă? Ce-o treabă? Hai să mergem pe aici pe hatiuri. Mergem pe aici pe câmp. Și ajungem înapoi. Așa. M-am întors cu calul furat. Unde îl pun? Aici. Îl parchez. Perfect. Gata. Avem și cal.
Unde e șeful meu? Well, if it isn't the drunken master, shh, don't yell, for fuck's sake. Still hungover, I've helped myself with a splendid bottle of mead. Anyway, the horse that you just bought. Look what I found in its saddlebag. It's an invitation to the grand tournament. Too bad I can't read. Cine putea pe vremea aia? You don't have to read to know you can win half of the kingdom and hot princesses. Hand. Okay. Yeah, but it's for only blue-blooded pussies. We are no nobles, unless I have an idea. Meet me tomorrow, and we'll figure something out. Go home and save the game. Idee, pula mea. Okay. Așa și facem atunci. Putem să dăm doge. Am spart gardurile din greșeală. Stop right there. You're out drinking like it's King's birthday. And you think you can just come home and have a nice little sleep? Asta-i maica mea. Cine-i? The field won't plow itself. Jeez, mom, don't shout. Normal. Get to the plowing cart. M-am pus la lucru. Că sunt tutoare de om care tătă ziua bea și fură cai. Hai, hai. Cum urcăm atunci? Aici. Așa. Press E to start plowing. You can always come back to plowing later to earn some extra money. Ok? Plow the field. Aici tătă lumea din lumea asta... O desenat o pula, așa e? Cine suntem noi ca să nu facem asta? De ce? Plowing progress, da, extraordinar. 33%? 40%? Ai de pula mea, ce treabă din mântuială am făcut aici? Numai să mă lase mama să dorm, dracului. Polished gold. Ah, screw this, it's good enough. Go home to save the game now for real, zice. I really need to sleep. Hai da, lasă-mă, dracului, bine-a fi. A crește ce-a crește acolo. Bureni mâncă mama. Supă de bureni. Upgrade available. Quest completed. Auc are și piesă. Și chiar ca în GTA. You earned your first skill point. Press capa to open the skills menu. Ia să vedem ce skill-uri avem. Deci avem de combat. Ăsta ne dă viață. Ăsta ne dă damage dealt. Fighting and running cost less stamina. Ok, dar cred că trebuie să le începem de jos în sus, sau cum? Sau de sus în jos? E groaznic, nu-mi dau seama. Points available 4, așa, și upgrade-urile astea costă 8. Deci astea de jos sunt cele mai scumpe. Putem să luăm de aici, sau nu? Hiring a bard cost 5% less gold, dar de ce ai vrea să faci asta? Crossbow reload 10% faster. Hai să ne luăm mai multă viață. Ok, și cum? Upgrade. Așa. Și să ne luăm crossbow reload. Atâta, nu mai avem puncte. Hai să facem următorul quest. Ah, să salvăm, da, desigur. N-am salvat până acum. Mama, pe unde ești, mama? Ah, sau stai, sunt de la safe și atâta. Și calul meu, pot să-l fluier, să-l chem aici. Nu pot, trebuie să fug ca imbecilul pânsat. Atunci merem, să vedem următorul quest. Ce se întâmplă? Avem 12 gold. High season. Se numește următorul quest. Guy, deci Guy mă cheamă pe mine. What if I told you that you might take part in the big tournament? Hai să-l câștigăm. You sound like a merchant, a bad one. Look, you're the toughest motherfucker in the kingdom, so I know you would win with those pathetic knights. I'm working on a plan, but first better meet with the boss. He was looking for you. Seemed urgent. Find me later by the bridge and use a torch. It's damn dark out here today. Please left control to change the weapon mode. Aceasta este torța. Right. To herb. Acum merem la herb. E extraordinar că nu-ți arată pe minimap unde ții quest-ul și trebuie să mergi cu harta deschisă. E extraordinar de bine s-o gândit. Cu torța merem. Atunci facem prima la stânga. Din perspectiva noastră dreaptă, dar mă vine încă spă cal. Așa. Și acum pe aici ia. Și am ajuns. Șefule, aici ești. Și m-am răsturnat. Ia zi, șefule. I've got a job for you. I want you to deal with another knight. He camps in the nearby woods. Kill him. Is there any high reason for knights? Mind your business, guy. Here, for this one, you might need something more than your fists. Și mi-a dat crossbow, hopa. Click dreapta să aim. Ce facem, ne antrenăm acum? Bine că ne-am luat chestia aia să se încarce mai repede crossbow. Hai de pula mea, pe bune, atastă. No. Și dacă umblu, nu mai încarcă. Dacă umblu, se și resetează progresul. Mai de pula mea. Ok? Și am și săgeți la ea, dar normal. Că pun săgeți, trage codrin. N-am infinite. Great, you killed these dummies, now kill the knight.
Oare moare din prima? My people place the card for the body near near his camp. Take it to the grave digger. Și s-a făcut somn la șeful, că mă pune pe mine să-i fac treburile murdare. Haide să-l omorâm. Pe fraierul ăla de night. Ce știe el? Nu știe că vine furia pe după copaci. Harta, de fapt, e ok, dar nu e foarte mare. Prima oară când am deschis-o, mi se părea că e mai de pula mea. Dar, de fapt, uite ce repede am ajuns de aici, aici. Hai să vedem. Tu ești, mă. Tu ești Mircea. Oare moare din prima? Ok. Hey, bugger off, zice el. Da? Poftim. Și-a murit. What the? You just killed my squire. Aha. If it makes you feel any better, I actually wanted to kill you. Deci, pe ăsta, ioi! Ok, cred că... Încarcă. Bă, m-a plesit, dar am încărcat. Asta este bine. N-a pe tine, ok? Și o barat. Extraordinar. Am făcut, practic, un zero barat. Ha. Bun. Haide. Dar el știe, mă, când pun crossbow pe el, își pune scutul, mă. Na! L-am plesnit. Ok. Ce mai avem pe aici? Stick already in inventory. Și cu control, nu zicea că schimb armele, mă. Hai, poți să mai dai una. Gata. Da, să apără. Bă, dar chiar e greu că hard. Și te-ai dus. I need a car to transport body. Gata, am luat și sabia. Dar cum dracu schimbăm armele? Pur și simplu așa. Aveam sabie aici. Bun, perfect. Ia să căutăm noi cartul ăla. Ca să-i ascundem cadavrul acum. Aici ea este. Nu știu de ce vorbesc așa pocit. Și-mi las calul meu de nădejde acolo. Ăsta, sper că nu. N-are nicio treabă că am furat. Nu știe el că nu-i a meu. Collect the knight's body. Just right through it. Don't be shy. Ok. Deci așa se colectează cadavrul, în cazul în care să lucrați la pompe funebre vreodată. Accelerați peste cadavru și gata, s-a urcat cadavrul. Ok, let's get this to the grave digger. Unde este grave diggerul? Aici. Puțin mai la dreapta. Care-i stânga pe ecran, de fapt. Eu nu știu ce, eu văd în first person ce se întâmplă acum. Au, mă, ce-o zis? Pe aici, e super doamnă, dacă ții intru în curte. Pe aici, mă lăsat să intru cu cai, nu mă lasă. Ok, atunci întorc și mai intru o dată. Gata, m-a lăsat. Fie că o vrut el sau nu, n-a păstrat tătie roșiile și castraveții tăi. Cu care i-ai semănat o vară întreagă. Damn, what the fuck body you have here, so fresh and lifeless. Same as always, bury and forget and don't ask questions. Sure. And if you want some extra money, hop on a body card and bring me more corpses. Ok. Deci... Putem să avem și slujba asta. Este extraordinar. Quest completed. Au, mă, ce mafie. Și din nou avem puncte pe aici. Cred că ar fi inteligent. Guy can pick up items on a horseback. Cred că chestia asta o să ne trebuiască. Mai strâng bani pentru ea. Dar stai puțin. Înseamnă că eu pot să cumpăr de oriunde, așa-i? Throwing shit at enemy slows them down by 10%. Da, cine n-ar vrea asta? Cine n-ar folosi chestia asta? Ok, hai să ne upgradăm damage-ul dacă tot suntem aici. Și chestia asta cu căcatul. Dar nu știm de unde căcat. Și acum avem aici un save și un quest. Bă, la început când am intrat în el părea așa că am fără de viață, fără, nu știam ce se întâmplă cu el, dacă e fain sau nu. Dar acum că l-am jucat un pic pot să zic că, bă, e făinuț. Adică, acum îmi vine să-i fac povestea, sincer. Îmi plac toate jocurile care au quest-uri și poveste și etc. Hai să salvăm jocul. Doamnelor și domnilor, Rustler se numește, îl găsiți pe Steam. E făinuț. N-aș fi zis, dar chiar e fain. Nu uitați că de seară mai pun un episod. Pula mea! Little Nightmares. Continuăm seria. Dacă n-ați văzut, uitați-vă la primul episod. E joc fain, e horror. O să fie blanau, eu așa zic. M-am pupat, sper că v-a plăcut. Cine vede de sigur data viitoare. Nu mă moaie nicio pizdă cum numărul pe o bere. N-ai ce-mi cere, sunt tăcere, parcă mă duc la tăiere. Absolvesc de școala vieții, nu aveți ce-mi preda. Căsătul de orice pizdă cu falca macara. Măcar am decența să nu mă prefacă-s bine când eu trec.